Hei, Nick, poți să iau și eu înghețată, te rog?" mi-a strigat Asher, în timp ce eu stăteam întins pe canapea cu un pachet de gheață pe piept. Era o zi caldă și umedă în mijlocul unei periferii rurale din nordul statului New York, într-o după de vineri. Eu și fratele meu mai mic tocmai ne întorsesem de la școală, plictisit ca naiba în timp ce ne fierbeam de vin în interior și în exterior. Nu, trebuie să așteptăm până miercuri," Dar este ziua mea de naștere, așa că ar trebui să pot să am unul. a răspuns pe un ton enervant și îndreptățit. Nu e ziua ta până miercuri, amice. În plus, mama și tata au spus așa. Eram enervat, inconfortabil, transpirant și mă simțeam ca o coajă. Aveam 14 ani în timp ce fratele meu mai mic împlinea 11. Eram singura acasă până duminică dimineață, în timp ce părinții noștri erau plecați într-o călătorie de afaceri. Așa a închis ușa congelatorului După ce a tras cu ochiul înăuntru Și s-a îndreptat leneș spre canapea Unde a căzut și a aterizat deasupra mea Tipule ce naiba Dă-te jos de pe mine A strigat M-am plictisit A gemut Da, bine literalmente nu-mi pasă I-am spus Am împins de pe canapea aia El s-a ridicat uitându-se pe verandă Putem să nu uităm după șerpi afară A întrebat tu poți, eu sunt obosit. Am închis ochii, dorind să trag un pui de somn. Întotdeauna ești obosit. Am spus în timp ce se îndrepta spre ușa glisantă de sticlă. N am privit cum se uita pe fereastră, simțindu-mă prea slab pentru a mă mișca. Era atât de cald încât simțeam că mă topesc în canapea. Mama și tata aveau tot timpul ăsta pentru cine, excursii și vizite și totuși nu aveau timp să cheme pe cineva să repare nenorocitul de aer condiționat. O bătaie de la ușă din față a răsunat în casă, atrăgându-i atenția lui Asher. S-a ridicat în picioare și s-a dus să răspundă. Nu răspunde, a spus pe voce monotonă și slabă. De ce? Pentru că ar putea fi un ucigaș în serie care așteaptă să te facă următoarea lui victimă. Tacnic, nu ești amuzant. Ciocănitul a evoluat în mai mulți pum care băteau puternic în ușă. Suntem de la FBI, deschideți, sunteți arestați cu toții! Vocea înăboșită a lui Jacob a sigat de cealaltă parte a ușii. Bine, deschide-i, am spus enervat. Așa s-a repezit să deschidă ușa, lăsându-l pe Jacob și Trevor să intre. Erau cei mai apropiați doi prieteni pe care îi aveam, amândoi fiind de aceeași clasă cu mine. S-au repezit înăuntru, iar mirosul dezgustător de sudoare fierbinte s-a răspândit pe ei. Nick, nu o să găsești niciodată ce am găsit în pădure, a strigat Trevor cu entuziasm. Am găsit o casă abandonată, a urmat Jacob. Trevor i -a dat un call lui Jacob, iar amândoi s-au uitat la mine, gata să fugă înapoi afară. Interesul meu s-a trezit când m-am așezat pe canapea. Încotro, am întrebat curios. E mai departe după carieră, a spus Jacob încercând să-și tragă sufletul. Cam la 15 minute de mers pe jos după ea. Vreau să mă duci, te rog, Nick, trebuie să vedem, Așa răstriga cu o voce tare. Am suspinat ridicându-mă de pe canapea. M-am uitat la oră ca și cum ar fi trebuit să se întâmple ceva important. La ora 15 și 16 minute. Cei trei se uitau la mine emoționați, așteptând un răspuns. Da, în regulă, cred că da. Am spus ridicând din numeri. Da, a strigat Trevor. În regulă. Hai să mergem, hai să mergem. Trevor a ieșit în fugă din casă, urmat de Jacob și Asher. Am alergat pe ei și am ieșit din casă. Cu toții s-au urcat pe bicicletele lor, care au fost aruncate în grabă pe peluza acoperită de jucării disordonate. Mama și tata ne spuseseră că trebuie să curățăm curtea din față și din spate. Dar logica noastră era să așteptăm până în ultima secundă de a ne atinge de ceva. Eram două genii care concurau cu IQ-ul lui Einstein. Casa noastră era complet înconjurată de kilometri de pădure. Pe un mic drum liniștit, cel mai apropiat vecin era la un kilometru și jumătate distanță, așa că dacă se întâmpla ceva acasă, atunci eram pe propriu. Sincer, nu știu la ce se gândeau părinții noștri în acea perioadă, ieșind mereu în oraș. Am condus aproximativ o milă și un sfert pe un drum de pe bicicletele noastre, vântul simțindu-se minunat pe fața mea transpirată. După aceea am intrat pe o potecă de pe marginea drumului și am continuat prin pădure. Soarele strălucea prin copaci, dintre care majoritatea abia își lăsau frunzele la loc. Când am ajuns în sfârșit la carieră, Jacob și Trevor au încetinit și au coborât de pe biciclete. Eu și Asher ne-am aruncat reciproc priviri confuze. De ce ne oprim?" m am întrebat. Căsuța din copac nu este pe traseu?" a spus Jacob gâfâind ca și cum ar fi alergat-o drumul până aici. Pe păi și cum ne-ați găsit-o?" am întrebat eu. Căutam locuri noi pentru a prinde șerpi de apă, a strigat Trevor, în timp ce și-a lăsat bicicleta și s-a îndreptat rapid spre pădurea deasă. Asher și Jacob, împreună cu mine, au urmat repede în urma noastră, cu toții nerăbdători să vedem această căsuță din copac. Eu, Trevor și Jacob, am visat întotdeauna că o să avem o căsuță în copac sau ceva de genul ăsta în care să ne petrecem timpul și să dormim înăuntru. Ca un fel de sediu pentru grupul nostru. Deoarece asta se afla în mijlocul absolut a nicăieri, cel mai probabil ar fi trebuit să aibă câteva retușuri pe care le-am putea face cu ușurință în timp. Uh, sunt obosit, s-a plâns Asher. Nu se mai purta ca un copil, i-am spus. Nu vreau să mă ocup de prostiile lui. Știe că va fi o plimbare lungă. Știu, dar totuși putem să ne oprim doar pentru o secundă? Așa a spus încercând să se așeze. Nu, suntem literalmente la 5 minute distanță, Trevor a spus, fără să se întoarcă, să se uite spre Asher. Am continuat să mergem mai departe. Asher continuă să se plângă tot drumul. Întotdeauna a fost să se plângă cios și neîndreptățit, dar tot îmi părea rău pentru el, din moment ce nu avea mai mulți prieteni din cauza asta. Dar, din păcate, asta se întâmplă când mami și tati, nu știu să nu spună nu. Aș minți dacă ar spune că nu eram entuziasmat de moarte să văd căsuța din copac. Totuși, dacă ar putea să arăt rece și mi-aș fi păstrat camul în exterior. După aproximativ 20 de minute și un total de drum prin pădure cu frunzele scățind, după fiecare pas cu păsările cântând și ciripind acompaniate de zgomotele unui frățior băgăcios, am ajuns în sfârșit. Un stejar foarte înalt și slab stătea acolo, într-un mic luminiș, la vreo 15 metri de orice copac, era o privelește ciudată, dar era logic de cel care a construit căsuța din copac, care ca sau cel copac anume. Căsuța în sine era de dimensiuni decente, oferind suficient spațiu pentru ca aproximativ 5 copii de vârsta noastră să stea confortabil înăuntru. Se înfășura în jurul copacului la aproximativ 30 de metri în aer și o scară singulară ducea înăuntru. Părea că se află acolo, atât de mult timp, încât copacul a început să se transforme în jurul marginilor sale, ca și cum ar fi fost lut. Căsuța din copac era într-o formă imitare, puțin prefoită, dar fără putregai, fără vegetație excesivă, fără nimic. Umule, ăsta e al naibii de uimitor, a spus pe nărăsuflate. Ați intrat deja înăuntru? Nu, Trevor a spus că tine din cap. Am vrut doar să vă luăm pe voi mai întâi. S-a uitat la noi cu un zâmbet entuziasmat. Era o priveliște uimitoare. Cu siguranță, lemnul casuței din copac era de o culoare deschisă, aproape de un galben albicios. Detalii fine erau pe toată partea exterioară a pereților și a ferestrelor, vopsite în roșu și maro închis. Acesta era genul de căsuță în copac, făcută de un tată pasionat, de meșteșug, făcută special pentru ca micuții săi copii să își facă amintiri minunate înăuntru. Și totuși, dintr-un motiv ciudat, se afla acolo, la aproape 5 km adâncime în pădure. Nu am pus la îndoială acest lucru, mi-aș fi dorit să o fi făcut, dar eram tine proști și naivi. Cel puțin, asta tot îmi spun. M-am urcat lângă scară și mi-am sprijinit mâna de copac. Cu toate acestea, mi-am tras-o instantaneu înapoi. Scoarța copacului se simțea desprinsă. De fapt, nu părea deloc ca scoarță. Era oarecum caldă, cu o senzație de piele de. Cauciuc moale? M-am dus ce să simt din nou, cu siguranță că nu era scoarță. Nici măcar nu puteam să țin mâna pe ea mai mult de două secunde fără să mă simt dezgustat. Sincer, am crezut că pomul era putred, ceea ce m-a făcut să-i să mor pe scară. Nu am spus nimic pentru a nu strica atmosfera, așa că m-am dat la o parte să mă uit din nou la căsuța din copac. Trevor, Jacob și Asher au trâncănit despre ideile lor cu privire la ce ar putea face cu căsuța din copac. Trevor și Jacob încercau întotdeauna să-l includă și pe Asher în lucruri, ceea ce era drăguț, dar eu tot mă simțeam enervat de prezența lui de cele mai multe ori. Jacob a întrebat cine ar trebui să orice primul. Trevor și Asher au spus amândoi instantaneu că ei vor face asta, așa că au jucat piatră ce hârtie pentru a stabili cine va fi numărul 1. Norocos! Trevor a câștigat făcându-l pe Asher puțin supărat. Trevor a zâmbit și a spus că e mai bine să urce el primul, doar ca să se asigure că e în siguranță. Asher a trecut un mod surprinzător, înțelegând în sfârșit preocupările punctului de vedere al cuiva decât al lui. A fost puțin supărat deoarece nu m-a ascultat niciodată, dar mă rog. Trevor a început să se îndrepte spre scara înaltă și subțire, noi toți așteptându-l cu nerăbdare. Ce avea să vadă acolo sus? Vântul subțir făcea ca pomul să se legă în într-un mod ciudat, ca și cum făcea tot posibilul să se amestece cu toți ceilalți din jurul lui, dar nu știa cum. Acesta era cel mai bun mod în care îl pot descrie. Când a ajuns în vârf, nu a spus nimic la început. Nu-l puteam vedea, deoarece intrase în căsuța din copac. Cum arată acolo sus? a striga Jacob. E destul de gol, dar are câteva pânze de în..." Trevor a strigat înapoi. Așa a început să se urce nerăbdător pe scară. M-am oprit, el s-a uitat la mine cu o expresie supărată. Ce? S-a plâns. Eram pe punctul de a spune ceva, dar m-am împiedicat de limbă și nu mi-a putut aminti ce să spun. Lasă-l să plece, frate, a spus Jacob cu o față de milă. I-am făcut semn să plece, el. el a continuat să urce pe scară. În acel moment, un sentiment ciudat m-a cuprins, ca și cum un instinct primitiv. Ar fi intrat în acțiune. Nu am spus nimic, dar mi s-a făcut rău la stomac. Nu vreau ca fratele meu să urce acolo. Dar ce puteam să spun? Nu te poți duce până acolo sus, pentru că așa am spus eu. Dar așa e. După ce așa era urcat acolo, el și Trevor ne-au strigat să ne alăturăm lor. Jacob a început să urce următorul pe scară, iar eu mă gândeam dacă ar trebui să-l urmez. A venit rândul meu și am început să urc în scară. Mi se părea mult mai înaltă decât părea de la sol, vântul moare sufându în față. Zgomotele crengilor care se legănau și se frecau, unele de altele răsunau prin copaci, aproape ca un geam adânc al unui uriaș adormit. Când am ajuns în sfârșit în vârf, m-am odihnit pe podeaua căsuței din copac, uitându-mă în jur, în interior. Copacul se afla în centrul camerei cu ceea ce părea a fi pete slabe de vomă care acoperau podeaua de lemn. Chiar mirosea oarecum avomă. Jacob a subliniat mirosul și a spus că ar putea aduce niște udorizante când se vor întoarce cu niște decoruri. Senzația din stomac se înrăutățea. Uitându-mă pe fereastră, văzând golul aparent infinit de copaci din jurul nostru, în loc de curtea frumoasă și confortabilă a unei case mici, mă făcea să mă simt neliniștit. Ceva nu era în regulă și mă mânca de viu, iar entuziasmul meu se diminua încet. Între timp, ceilalți erau unebuniți un de locul acela. Deci, cum ar trebui să numim locul ăsta? A întrebat Jacob. Clubul copiilor cool cu capa trebuie chicotit. În timp ce se dădeau de colo colo, am observat ceva pe copacul însuși. Un semn ciudat cu o loțime doar de un metru. Era ca o cusătură în scoarță curbată spre interior în ea însăși. Foarte asemănătoare cu două clape de grăsime. Am mai văzut câteva formațiuni ciudate în copaci, așa că am ignorat asta. Am încercat să rămân calm, dar groapa din stomacul meu se transforma într-o gaură neagră, așa că am inventat o scuză ca să plecăm. Ce ar fi să ne întoarcem la noi și să luăm niște lucruri pe care să le aducem aici, am spus. Nu ai avut nicio intenție de a ne întoarce. Putem aduce gustări? Da, în regulă, a spus Trevor. Am putea de asemenea să ne oprim la mine acasă și să-mi iau rucsacul ca să încapă mai multe lucruri. Aș era în mod clar supărat. Dar eu nu vreau să merg, s-a plâns. O să ne întoarcem imediat la propriu, Jacob a suspinat. Așa că pot să stau aici să vă aștept, argumentate argumentat Asher. Nu, m-am așteptat, mi-am spus să fiu cu ochii pe tine tot timpul, am spus eu. Ei bine, e aproape ziua mea de naștere, a spus el încrucișându-și brațele. După încă un pic de ceartă inutilă, am acceptat cu părere de rău să coboare înapoi. După încă un pic de ceartă inutilă, am acceptat cu părere de rău să coboare înapoi. Am fost ușurat că am ieșit în sfârșit de acolo, dar când am ajuns jos, l-am văzut pe Jacob primindu-l pe Aster cu o expresie vinovată. Nu e vina lui, îi părea rău pentru el. Chiar dacă ne întorceam imediat, ca să-l înveselească, ea în mâna lui Asher un cuțit mic, pe care îl primise de la cercetaș și a spus că ar putea să graveze toate inițialele noastre în copacul din vârf, astfel încât oamenii să știe că a fost al nostru. Asher s-a aprins de emoție, iar dispoziția lui s-a schimbat instantaneu. Ce ar fi să vin cu tine? Am spus repede. Pot să fac asta și singur, nu sunt un copil, a spus Asher. Supărat pe mine. Mi-aș fi dorit să-l fi oprit, mi-aș fi dorit să pot face mai mult. Ceva, orice mai mult, dar nu am făcut-o. l am privit cum se îndreaptă nerăbdător spre scară, purtând cuțitul și onoarea de a marca teritoriul. Jacob și Trevor îl încurajau în timp ce eu priveam nervos. La naiba, da, Asher, a strigat Trevor. Te descurci, sărbătoritule? Jacob a urmat după el. Nu știam de ce eram emoționat, dar pur și simplu eram de parcă îngerul mă păzitor striga la mine să mă duc să-l iau. Din nefericire, aceasta avea să fie ultima dată când îl mai vedeam. Comacul a gemut din cauza vântului, ceva cu siguranță era în neregulă. Așa era ajuns în vârf și s-a dus să cioplească numele, dar l-am pierdut cu vederea. Bă, e tot în regulă? Trebuie m-a întrebat. Da, sunt bine, am răspuns. Ochii mei erau fixați pe căsuța din copac, iar eu o simțeam pe Jacob și pe Trevor cum se uită la mine, încă câteva clipe, înainte de a-și întoarce privirile spre căsuța din copac. Îmi imaginam pe aia chinuindu-se să lase măcar un semn în copac cu brațele lui mici și subțiri. De obicei, un astfel de gând m a fi făcut să râd în cinema, mea, dar eu mă simțeam doar trist. Genul de tristețe atunci când vezi pe cineva care nu a avut o viață bună sau care se chinuie fizic să-și verse băutura peste tot sau se împiedică pe banda de alergare de la sală, oricât de prostesc ar fi. Mi-am scuturat gândul și m-am mutat înapoi la căsuță din copac. Am așteptat câteva minute, fără niciun strigă din partea lui Asher. Ai nevoie de ajutor acolo sus?" A întrebat Jacob. Jacob și Trevor au chicotit, așteptând ca un răspuns. Au trecut câteva secunde doar pentru a fi întâmpinați de nimic. Asher! Am strigat. Cu toții așteptam un răspuns, dar nu a venit nimic. Am vrut să presupun că era mor de concentrare, să sculpteze acele inițiale, dar după ce am mai strigat-o, nu am primit niciun răspuns. Asher, nu te mai prosti! a strigat Trevor. M-a pucat scara, făcând un drumul sus, anticipând că Asher ar va în fața la intrare. În timp ce oricam, aș fi putut să jur că am văzut o mișcare sub scoarță, ca și cum ceva încerca să scape de ea. Mi-am amintit de monstrul în care un șarpe înghite un șobolan sau ceva de această mărime și apoi păstrevezi un nod care se mișcă în gât. Cu toate acestea, am văzut-o doar pentru o secundă, așa că am presupus că era copacul care se legăna în vânt sau ceva de genul ăsta. Am ajuns în vârf și m-am uitat în jur, dar nu am văzut nimic. Asher!" Sure, am spus cu voce tare, presupunând că se află în spatele celelalte părți a copacului. M-am tărât înăuntru, iar mirosul acum mai puternic de vomă și de... bilă mi-a asaltat nările, făcându-mă să lacrimez. M-am tărât până în jurul lui, dar nu-l vedeam nicăieri. Mi-a căzut stomacul. Unde s-ar putea să se fi dus? M-am uitat la podea și am văzut cuțitul zăcând pe jos, într-o baltă de ceea ce părea a fi o balegă galbenă și un surasă. M-am uitat bine la el și mi-am îndreptat atenția spre copac. Același semn pe care îl văzusem înainte, acum avea un oroi care se scurgea din crăpătura strâmtă. Ca un nou semn mic deasupra, care arăta ca o mică crustă, priveliștea mi-a de gura închisă a unui bătrân fără dinți, cu saliva curgându-i pe buze. Părea că Asher a început să sculpteze, dar nu a terminat. Am stat acolo încercând să procesez ceea ce vedeam. Jacob și Trevor mă strigau, dar nu m-am prins. O mie de gânduri îmi treceau prin cap, îmi venea să vomit. A fost momentul în care țipetele lui Jacob și Trevor, care îmi strigau să cobor, în sfârșit au reușit să mă facă să înțeleg. Aproape că am căzut de tot în timp ce mă grăbeam să cobor scara. De data ce am ajuns jos, am văzut de ce țipau după mine. Copacul respira. Nu era vântul, nu era o iluzie. Respira la propriu, lăsând să iasă un gemet moale și adânc gâlgâit cu fiecare respirație. Nu venea să cred. Părea un vis, dar era real, la fel ca noi doi. Căsuța era vie și se hrănise cu frățiorul meu, Mișcarea ciudată pe care am văzut-o când m-am urcat în copac era silueta lui Asher care încerca să lovească și să scape din gât, în timp ce el înghițea. Gândul m-a făcut să tremur incontrolabil de frică. Am crezut că voi leșina. Trevor și Jacob au la fugă, dar eu am stat acolo câteva secunde cu gândurile încorțite. Îmi puteam doar imagina frica pe care o trăise Asher în acel moment, țipând de groază, singându pe cineva care să-l salveze. Strigătele lui neputând fi auzite, ne neputând scăpa de soarta lui claustrofobă, să fie digerat de viu, fără ca nimeni să-l ajute. Știind că mama și tata nu știa unde se află, se dusese acolo entuziasmat, crezând că în sfârșit făcea parte din grupul de prieteni. În schimb, pusese mânca de viu căsuță în copac sau cel puțin ceva care pretindea a fi o căsuță în copac. Scoarța copacului se contorsiona de parcă ar fi exista mușchi care se contractau și se mișcau sub ea. Crengile au început să se miște într-un mod extraterestru, ceva ce nu sunt în stare să descriu mai mult decât atât. Sursele unui gâlgrit adânc, monstruos și umed, răsunau prin pădure în timp ce eu îl urmăream pe Jacob și Trevor, ne-am întors la carieră, unde ne-am urcat pe biciclete și am pornit în drum la cea mai apropiată secție de poliție, aflată la aproximativ 6 km distanță. Ceea ce s-a întâmplat după aceea a fost o neclaritate. Nu mi-am inteles prea multe, doar ceea ce mi am amintesc este că ne-am spus polițiștilor că fratele meu a fost mâncat de cineva prin strigătele incoerente. Ne-am întors în acel joc cu poliția, dar căsuța din copac dispăruse acum. Nu fără să nu lase un crater uriaș în pământ. Deși li s-a prezentat o gaură ciudată, aceasta nu explica de ce dispăruse fratele meu. Am fost dus la secția de poliție pentru interogatoriu, unde am fost separați în camerele diferite pentru a da explicații. Poliția era nedumerită. Toate cele trei povești ale noastre se potriveau perfect una cu cealaltă, așa că ori ne de minune să mințim, ori am fost de deci fapt martor la ceva supranatural. Au dat un telefon părinților mei explicându-le situația, iar aceștia s-au grăbit vină cât mai repede, acasă. Mama și tata aveau inima frântă, totuși nu am crezut niciodată povestea mea. Rară ori au mai plecat în excursii, iar când o făceau mă o luau și pe mine cu ei. Sunt destul de sigur că mama și tata credeau că i-am făcut ceva și mi-i condamn. Așa el este dispărut până ziua de astăzi. Mă simțit atât de prost. E vina mea că nu l-am oprit. Vreau să dau vina pe Jake pentru că i-a dat cuțitul ăla la tâmpit, dar în adânc cu sufletului meu sunt încă îmbibat de vinovăția. De a mă gândi că poate aș fi putut preveni totul. Totul, dacă nu i-aș fi spus să răspundă la ușă. Poate că atunci Jacob sau Trevor ar fi dispărut, poate amândoi, dar cel puțin fratele meu ar fi fost încă aici, oricât de egoist ar suna asta. 17 ani mai târziu, am un copil al meu, care împlinește 9 ani, săptămâna viitoare și o soție frumoasă. La o vorbesc cu părinții mei sau cu cineva din familia mea, de altfel. Aceste evenimente persistă încă în mintea mea ca un parazit, ceva ce nu voi putea uita niciodată. Locuiesc la aproximativ șapte ore distanță de locul unde se află vechea mea casă din copilărie, deoarece soția mea nu se simțea confortabil să părăsească orașul natal. Am decis să exclu toate acestea cât de bine mi amintesc, pentru că atunci când m-am trezit, în această dimineață, pentru a-mi îndeplini ritualul zilnic de a-mi face cafea pentru a privi pe fereastra din curtea din spate, am văzut ceva care m-a dus înapoi în timp. Departe, în linia copacilor, dincolo de familia de căprioare care mânca iarba, se afla ceva nenatural care nu avea ce căuta acolo. Aceeași căsuță din copac din toți acei ani în urmă.